Genul lui Tesla poate fi comparat doar cu cel al lui Michael Faraday, care în 1831 a revoluționat lumea științifică cu descoperirea sa: conform căreia magnetismul poate produce electricitate dacă este însoțit de mișcare. Faraday a descoperit principiul, dar nu și modalitatea prin care putea să furnizeze energie lumii. Doar Tesla a făcut posibil acest lucru extraordinar. Tesla este unul din doar doi americani care deține o unitate de măsură electrică ce poartă numele lui și care a fost atribuită în cinstea sa. Numele unităților de măsură electrică provin de la numele oamenilor de știință care au avut contribuții remarcabile în domeniul electricității. Aceste nume reprezentând probabil cel mai elitist grup din lume. De-a lungul întregii istorie a științei electricității, doar 15 oameni de știință din toată lumea au beneficiat de această distinție. Tesla este unul dintre aceștia. În plus, Tesla a primit 15 diplome onorifice de la renumite universități din toată lumea, incluzând universitățile Yale și Columbia din Statele Unite ale Americii. El a mai primit și 15 diplome de merit din partea altor grupuri prestigioase. Dr. David Goodstein, vice-decan și profesor la Institutul de Tehnologie din California, l-a numit pe Tesla unul dintre sfinții științei, Comparându-l cu Leonardo da Vinci, Tesla este cel mai mare inventator pe care lumea nu l-a uitat niciodată. Tot el este și cel mai mare inventator pe care Institutul Smithsonian l-a trecut sub tăcere. Curatorul Institutului Smithsonian îi atribuie merite eminamente lui Edison pentru întregul sistem de electricitate din lume. Tot el îi atribuie merite lui Marconi pentru inventarea radioului. Acesta este un atac deliberat asupra istoriei faptice care trebuie contestat. Biroul de Brevete și Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii percep lucrurile ușor diferit comparativ cu istoria foarte distorsionată pe care Institutul Smithsonian a făcut-o publică. Tesla deține peste 50 de brevete americane, care acoperă întregul sistem de curent alternativ polifazic. Aceste brevete sunt de o asemenea actualitate încât nimeni nu le-ar putea contesta vreodată în tribunale. Sistemul de curent continuu pe care Edison l-a folosit în mult lăudata centrală, generatoare de curent din Pearl Street, a fost inventat de alții, înainte de perioada de timp în care a trăit el. Edison doar a copiat munca altora pentru a-și promova propria afacere iar Institutul Smithsonian vrea să ne facă să credem că Edison a fost regele electricității din America. Nu există nicio dovadă care să susțină această alegație. Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat brevetul principal al lui Marconi pentru inventarea radioului într-o rezoluție semnificativă, datată 21 iunie 1943, pentru că brevetul lui Tesla privind circuitul în patru benzi antedata brevetului Marconi. Marconi pur și simplu copiase munca lui Tesla. Circuitele lui Tesla în patru benzi, două pe partea de recepție și două pe partea de transmisie, garantate de brevetele americane, au reprezentat proba pe baza căreia Curtea Supremă a hotărât anularea brevetului principal al lui Marconi de inventarea radioului. Marconi doar a demonstrat invenția lui Tesla, dar media credulă și industria rapace perpetuează un mit potrivit căruia Marconi a inventat radioul. Cartea de invenție Institutului Smithsonian este un volum cartonat de dimensiuni foarte mari, având o grosime de aproximativ 17 pe 20 cm. În această carte sunt prezentați mulți inventatori, printre care Edison, Marconi, Archie Bunker și colonelul Sanders, și e discutat impactul acestora asupra civilizației. Tesla și descoperirile lui atât de controversate au fost omise însă. Doctorul Bernard Finn este curator și primul autor al acestei publicații Institutului Smithsonian. În această secțiune intitulată Începutul epocii electrice, el amintește 43 de persoane care au contribuit la dezvoltarea științei electricității. Numele domnului Edison este citat de multe ori, împreună cu fotografiile sale, dar numele lui Nicola Tesla este omis. La fel de revoltător este și faptul că imaginea cu centrala electrică a cascadei Niagara, care folosește generatoarele de curent alternativ ale lui Tesla, apare pe ultima pagină. Iar marcile de încheiere ale doctorului Finn dovedesc credința fermă a acestuia că Edison a fost părintele electricității. Se știe că diferite guverne au fost extrem de interesate de ideile lui Tesla, în scopul fabricării armelor și energiei fără limite. Cu atât mai mult cu cât, după moartea sa, armata militară americană a confiscat cutii pline cu cercetări și scrieri de ale lui Tesla. Multe din aceste materiale nu au fost arătate publicului. Ceea ce nu se știe de către mulți este faptul că Tesla avea probleme financiare, care îl forțau să se mute dintr-un hotel într-altul, pe măsură ce datoriile sale creșteau. Tesla a trebuit să se mute de multe ori, lăsându-și lăzile cu obiecte personale în camerele de hotel de unde pleca. Hotelurile păstrau lucrurile personale ale lui Tesla o perioadă de timp, după care erau nevoite până la urmă să le scoată la licitație pentru a-și recupera o parte din banii pentru facturile restante ale lui Tesla. Aceste cutii, Vândute conțineau deseori însemnări în care era schițată o nouă invenție sau în care se specula asupra tehnologiei în curs de dezvoltare. Nu vom ști probabil niciodată cât de multe materiale s-au pierdut pe parcursul anilor. Totuși, un anume material a scăpat de negura uitării și a fost recent scos la iveală, după ce a fost zeci de ani lăsat pradă uitării și depozitării. Acest nou material examinează o parte din această știință pierdută, precum și noi detalii șocante referitoare la viața lui Tesla, așa cum a scris-o el însuși în însemnările sale de multuitate. Dacă aceste însemnări uluitoare se dovedesc a fi adevărate, ele ar putea demonstra faptul că Tesla a fost într-adevăr primul om care a primit mesaje de la forme de viață care nu sunt de pe această planetă. Aceste mesaje l-au înspăimântat atât de mult pe Tesla încât și-a petrecut ultimii ani de viață, dedicându-se în secret descoperirii adevăratului scop al pretinșilor extraterestri, și concepând noi tehnologii care să-i permită omenirii să se protejeze de o posibilă subjugare de către o rasă de creaturi care numeau cândva Pământul acasă și considera omenirea copiii lor.